Membrii clubului Lions Negru Vodă Câmpul Lung, împreună cu voluntari și asistenți medicali de la Spitalul Municipal și de la o clinică din municipiu, au fost prezenți în fața grădinii publice începând cu ora 11 pentru a se ralia la cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului, care are loc în fiecare an pe data de 14 noiembrie. Este bine cunoscut faptul că pentru țara noastră diabetul reprezintă o problemă majoră de sănătate, specialiștii considerând că diabetul afectează peste 1 milion de oameni, din care aproximativ 2800 sunt copii. Este una dintre direcțiile principale la nivel internațional al Lions-ului. Anul acesta este ediția a 5-a, deja 5 ani consecutiv, de când facem de 14 noiembrie, când este Ziua Mondială de Prevenție și de Luptă împotriva diabetului. Ne-am gândit să începem de partea de jos, partea de prevenire, cum spuneam, testarea glicemiei. La nivel mondial, 2018-2019, tematica este exact aceasta, diabetul în familie, pentru că statisticile spun că cam 1 din 4 familii nu au posibilitatea de a-și testa glicemia și incidența este foarte mare la nivel mondial. Încercăm să facem pic cu pic, să facem marea, încercăm să ajutăm. Pe lângă aceasta, cei care sunt deja depistați ca fiind diabetici au 75 de vouchere gratuite pentru testarea hemoglobinei glicozilate, care nu este decontată, din câte știu eu, de către Casa de Asigurări. Încercăm să ajutăm și aici câte puțin. De seară la ora 18 sau când se aprinde iluminatul public, Casa de Cultură Tudor Mușatescu o să fie iluminată în albastru, pentru că albastru este aleasă la nivel mondial, culoarea diabetului este și a speranței și culoarea Națiunilor Unite. De ce ne-am gândit la Casa de Cultură Tudor Mușatescu? Indirect, poate și o speranță, albastru, că aceasta va fi refăcută. Oamenii au nevoie să știe că ne pasă, nouă, comunității în general, și văd că au venit în număr mare. Acțiunea, care s-a desfășurat pe o durată de aproximativ 2 ore, a fost un succes, numărul de persoane testate pentru glicemie fiind foarte mare, de ordinul sutelor. Peste tot! Da, ne măsurați, dar... La ora asta ce se face? Să treacă 2 ore de la ultima masă, da? 120, da. E bine. E bine, da? Da, da. 24 sunteți primate publici. Așa, ziceți. Nu am sânge, nu curge. Ce vă stare? Pe parcă nu prea mă interesează. 103. 14,8. Persoanele descoperite cu glicemia peste limita normală au fost consiliate și îndrumate către cabinete medicale de specialitate în vederea consultațiilor mai amănunțite și prescrierii de tratament medicamentos adecvat. Glicemia, tensiunea! 116. 73. 285. Să vorbiți cu doamnele doctor, să-i mare. Diabetul este una dintre bolile cu cea mai rapidă creștere în lume, afectând oameni din toate rasele, nivelurile de venit și vârste. Este una dintre cele mai răspândite afecțiuni cronice metabolice și una din bolile care produc cele mai multe decese anual, ca urmare a efectelor bolii. Prin acțiunea de astăzi, organizația Lions Club Negru Vodă Câmpul Lung a demonstrat încă o dată prin voluntarii săi că se află alături de cetățeni și că doresc să fie aproape de nevoile comunității, participând activ la viața socială a urbei în spiritul dezvoltării spiritului civic și valorilor morale.